Tâlhăriile au fost faptele antisociale care au dat cele mai mari bătăi de cap polițiștilor în anul care s-a încheiat. În zona Reghin s-au comis în 2013 un număr incredibil de mare de atacuri asupra persoanei în scopul de a-i sustrage bunuri. Șeful poliției municipale spune că tâlhăriile s-au înmulțit cu 180% față de 2012. În 2012 am avut 5 infracțiuni de tâlhărie. În 2013 am avut 14. Nu au fost tâlhării cu moduri de operare deosebite, deci tâlhării comise de autori mascați prin pătrundere în locuințe, prin legarea victimelor, prin punerea în situații deosebite de pericol acestora, dar se numesc tot tâlhării. Cei 4 oameni de rea credință care au încercat să-i ducă de nas pe polițiști au avut motive diverse. Cert este că oamenii legii au lucrat mult la aceste cazuri până le-au dat de capăt. În ianuarie 2013, o persoană a înscenat că a fost victima unei tâlhării, sesizând poliția că a fost deposedată de telefonul mobil prin violență de către un alt tânăr. După circa 2 săptămâni de investigații, am stabilit că telefonul îl avea, îl folosea în continuare și a înscenat totul pentru a impresiona o altă persoană. Un alt caz care a rămas în amintirea polițiștilor reghineni s-a petrecut în vara anului trecut, când un angajat a pretextat o tâlhărie pentru a-și acoperi viciul. Conducătorul auto, angajat al unei societăți comerciale, sesizează poliția că pe timp de zi, în timp ce conducea un auto al societății comerciale, ar fi fost deposedat de suma de 4.000 de lei prin amenințarea cu un cuțit. După o altă perioadă de lucru, de investigație, am stabilit că practic și-a înscenat, iar suma de bani invocată a fost pierdută la jocuri de noroc. O altă înscenare de tâlhărie a aparținut unui reghinean care, după ce a băut în neștire într-un bar, a anunțat poliția că în drum spre casă a fost atacat și deposedat de telefonul mobil, declarație care ulterior s-a dovedit falsă.